v-am găsit. În această seară suntem cu toții martorii unei premiere în orașul nostru, în orașul dumneavoastră, inaugurarea celui mai mare magazin sportiv. Trebuie să vă spun că aici sunt prezente articole din peste 70 de sporturi, aproximativ 2600 de articole de care vă veți bucura în zilele următoare, poate și în această seară, dacă veți veni alături de noi. Decathlon România, un spațiu foarte, foarte, foarte mare, 2600 de metri pătrați. Vă invităm să vedeți despre ce este vorba. Încă o dată, bună seara și bine ați venit! Suntem mai mult decât onorați, avem alături de noi în această seară pe domnul primar al municipiului Constanța, Radu Ștefan Mazăre. O să vă rog să faceți un pic de loc aici în față, în fața scenei. Alături de noi va mai fi și domnul Claudiu Daniel Tericianu, domnul director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. Domnul profesor universitar, dr. Alin Larion, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport Constanța. Și pe marii noștri sportivi, Răzvan Ionuț Florea, multiplu campion național și mondial la not, Cristina Bujin, multiplă campioană mondială la atletism, Brândușa Popescu, multiplă campioană europeană și mondială la karate, Ionuț Gheorghe, multiplu campion olimpic și mondial la box, Georgescu Mihai, declarat cel mai bun oinist în 2011, și Ion Giampășan, președintele Asociației Județene pentru Sport a Persoanelor cu Handicap Constanța. Mari sportivi, mari legende ale Constanței. Bineînțeles, cei de la Decathlon, care au făcut posibil tot ceea ce vedeți în jurul dumneavoastră, domnul Eric Mazilier, director general Decathlon România, domnul Alexandru Dragomir, director comercial și comunicare, domnul Constantin Dascălu, responsabil expansiune, și domnul Petru Nemțoi, directorul magazinului Decathlon Constanța. Vă mulțumim pentru prezență! Da? Tot alături de noi mai este și domnul Cato. Îl invităm și pe dumnealui aici pe scenă, iar pe dumneavoastră vă vom ruga să vă îndepărtați un pic de tot de scenă pentru a avea loc să coborâm, să urcăm, să asigurăm buna desfășurare a acestui eveniment. Ok, domnilor, dacă sunteți gata, începem cu speech-urile tradiționale. Dau cuvântul domnului Constantin Dascălu, responsabil expansiune. Mulțumim! Vorbesc liber. Sunt de multe luni de zile în Constanța, pregătind deschiderea magazinului de Constanța. Și am constatat că sunteți unul dintre, dacă nu, cel mai sportiv, dintre cele mai sportive orașe din România.